Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs duminică seară de la ora 21 și 14 minute în zona Vrancea la adâncimea de 40 de kilometri, seismul fiind resimțit și la București. Rețelele telefonice au căzut pentru scurt timp după producerea seismului. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobroge al județului Constanța reamintește cetățenilor următoarele reguli de comportare și măsuri de protecție în cazul producerii de calamități naturale. Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate pentru a reduce semnificativ pierderile de vieți omenești și pentru a limita pierderile de bunuri materiale, este bine ca populația să fie informată și să cunoască cum trebuie să reacționeze în astfel de situații. Regul de comportare și măsuri de protecție în cazul producerii unor calamități naturale. Păstrați-vă calmul, ascultați mesajele transmise de posturile naționale, de radio și televiziune, nu dați crezare zvonurilor, nu creați panică și respectați indicațiile autorităților. În caz de cutremur, nu părăsiți clădirea pe timpul cutremurului și adăpostiți-vă sub o grindă toc de ușă solid, birou sau masă rezistentă și în niciun caz nu folosiți liftul. Dacă sunteți pe stradă, îndepărtați-vă de clădiri și cablurile electrice și adăpostiți-vă sub un paravan pentru a vă proteja de căderile unor părți de construcție. Iar dacă sunteți în mașină, opriți la distanță de construcții și cabluri electrice fără a părăsi interiorul acesteia. În cazul alunecărilor de teren, trebuie să vă deplasați pe înălțimile cele mai apropiate și să nu vă întoarceți pentru a nu vă expune pericolului. Dacă în localitatea unde vă aflați se produce un dezastru, este posibil să fiți separat de membrii familiei dumneavoastră, care pot fi acasă la lucru sau la școală. Pentru astfel de eventualitate, trebuie să stabiliți din timp un loc de întâlnire. Este important să aveți întotdeauna la îndemână trusa de urgență care trebuie să conțină alimente în conservă pentru circa 3 zile. Un radioreceptor cu baterii, lanternă și baterii de rezervă, medicamente pentru tratament uzual și de urgență și haine adecvate sezonului.